Da, ia ca și damba râului. Eu aici mă scald, am un anul ăsta nu, dar așa tot iarna mă scald. Tot ce trece la noi, la noi în satul nostru, tot e legat cu râul Nistru. Oamenii fără Nistru nici de cum nu pot duce mai departe și considerați că noi nu, ia că din stul să ieși în centru satului, acum știi, Nistru e ridicat sau Nistru e dat în jos, Nistru e tulburi sau Nistru e limpede. Deodată, asta e prima care noi vorbim între noi, ce face Nistru. Dacă n-ați fi Nistru, n-ați fi nimic. Apă, în primul rând, n-ați fi apă în fântâni. Dacă nu e apă, nu e nimic. Dacă nu e apă, nu e viață. Cam în felul următor. Fântânile care se aflau cândva, s-au și acum pe malul Nistru, ieșesc două rânduri de fântâni paralele. Aici merge cu o rând de fântâni și se mai la deal în rând. Ele toate erau pline cu apă. Și am acum de acum s-au epuizat din cauza că Nistru a căzut. Al de Nistru a căzut din cauza că așa se primește că acum ar fi vase comunicante. Cât mai tare era apa ridicată în Nistru, cât era mai tare ridicată apa și în noi. Iată și bătrânul Nistru, a să apară mușă. Iată el, săracul. Bătrânie? Da. Cât a văzut el, numai el știe. A văzut? Da. Hai să vedeți să ne cumpărăm o vale. Da, înainte Nistru, nu era undeva pe aici sau... Și în fiecare, chiar nu, în fiecare, trebuie să-și costă toată că treacă. El primăvara se ridică, au fost cazuri când așa... Se ridică. Ia ca până unii stai, unii stai dumneavoastră, până aici au fost ridicat Nistru. Noi și-am pus sac, punem sac de nisip, ca să nu meargă pe dambă. Stam și stau băieții, eu ca eu, dar băieții mai mult care aveau pământ în regiunea asta, stau și puneau saci cu nisip aici, puneau, erau puse, stau de la de serviciu și zi și noapte, numai ca să nu dăie pește. Era Nistru așa de mare, închipuiți cât de mare. Câți ani în urmă? Asta au fost cu mulți ani în urmă, dar au fost o perioadă când cu 5-6 de ani în urmă, au mai fost odată o remisă, așa când s-a ridicat, Nistru a fost așa când s-a ridicat. Singură dată, da, după asta nu s-a mai ridicat. Doar se revoltă numai moldovenii noștri, se revoltă și ucrainenii dincolo, din... Dar dacă o să mai facă niște hidrocentrale pe Nistru? A, posibil să mă fie nimic, ea, dacă o să mai facă niște hidrocentrale. Eu când am văzut așa versia asta la început, eu credem că asta e o nebunie. Credem cum poate, nici în cap nu poate să-ți vină așa prostii ca să mai face. E destul una așa că e prea... Doar sunt mai multe surse de a face energie electrică. Sunt solare, sunt de vânt, mai decât trebuie să fără Nistru. Asta e prostie mai mare mai decât dânșii. Asta e părerea mea subiectivă, dar eu știu. Dar cred că e drept. Și acasă de pe barajul ăsta, când e vara, când se începe sezonul de pescuit, apoi și trebuie să vii mai noaptea ca să-ți iei un loc de pescuit, că se prinde la cârlic. Și sunt și oameni originari din sat. Am ajutat să veniți de la Chișinău, de la Nordviu, de la Bălți, din Transnistria, din Dier, de la Tiraspol și așa mai departe și mai departe. Chiteți să neară cum dumneavoastră sunteți originari din sat și nu stați așa și zis și noaptea în valul Nistru să prindeți pește. Noi suntem ocupați cu agricultura. Când Nistru, când afară se face cald, deoarece apa e mică, el înflorește, se face de culoare verde. Și ia ca de pildă orice, chiar dacă duci cu odiți și o zvârile nis și o ții o leacă mai mult decât când o scoți, apoi cărligul e murdar de verdeața și asta. 5-6 ani în urmă nu erau așa, dar ia ca a fost foarte inflamat. Anul precedent, cu 2 ani în urmă, începând, în diopște e verde. Miștea, parcă așa când te uiți, nu-i verde. Dacă între șezi o leacă în apă, dacă ești o leacă, scuzați, mai păros pe picioare, când ești apoi pe verdeața asta mă slipești pe picior. Deci așa vai de capul lui. Să începe acum prin iulie, august, septembrie, când parcă suntem în Sahara, nu plouă aproape deloc. El scade tare, considerabil. Lacul Sălaș denumirea la bazinului Cauză a fost proiectat în anul 1964
și dat în exploatare. Este un bazin acvatic artificial care se extinde pe o suprafață de 367 de hectare. Ce fel de pești creșteți? Cosaș, crab, sânger și novac. Există și carasul. Și pești răbitori. Așa. Tot sunt. Procesul tehnologic al întreprinderii în cauză depinde în mare parte de apa râului Nistru, mai bine zis de nivelul apei. Depinde în mare parte de stația de pompare. În cazul scăderii fluxului de apă în râul Nistru, vă duce până la starea, dacă nu parțială, poate și totală a întreprinderii în cauză. Село Гурабыкулы живет и процветает именно благодаря тому, что все земли на территории села поливаются. У нас есть ассоциация Дажидоприм, у нас есть крупный СРЛ Четеронис, у нас есть рыбное хозяйство на территории села. И, конечно же, вся экономическая деятельность ихняя завязана на том, что будет вода или не будет воды. Потому что если не будет полива, не будет урожая. У нас более 120 крепких крестьянских хозяйств таких. И они предоставляют работу людям с села, которые не имеют своих крестьянских хозяйств, не имеют техники, может быть, не имеют теплицы, но они всегда могут найти работу у фермеров. Мы купку агрокультура для усилий крестьян легумилор 92. Am serii, am 7 ani zile, am și câmp deschis. Sursa de apă în câmp deschis este din râul Nistru. Ne aprovizionează Asociația Utilizatorilor de Apă Potabilă din Gurabăcului Dajidoprim. Sursa de apă pentru serie, am o fântână arteziană care folosesc pentru irigat. Ce ține de sursa de apă, se observă foarte, foarte, foarte mult. Scade debitul de apă odată cu scăderea nivelului râului Nistru și se observă deja de vreo 4-5 ani de zile. La momentul dat sunt și fântâni care deja chiar prin teritoriu aici, radiusul de vreo 300 de metri, săcate. Fântâna mea personală, 14 ani în urmă când încep să locuiesc aici, ajunge apă foarte mult. De 7 ani de zile nivelul apei de bucat de metru. Foarte, foarte a scăzut. Deși am fost nevoit să înțep o fântână arteziană ca să am sursă de apă. La momentul dat în serie avem ardei, ghebriți cehi și ghebriți firma Rizvan. Avem roșii de vreo câteva ghebriți pentru consum personal, niște castraveți. Aici noi avem stația de pompare Nistru 6, stație de primul nivel. Destinația ei este pomparea direct pe un sector al asociației și pomparea în bazinul de acumulare, din care noi repompăm în alte trei sectoare de servite de asociații. Dacă strigă vreo pompă, dar ele iese din funcțiune foarte des, din cauza, mai ales a nivelului scăzut al râului Nistru, cum se explică asta? Nivelul scăzut, ele lucrează tot timpul cu supraîncărcătură. Nu sunt prevăzute pompele astea să pompeze apă cu un nivel așa de scăzut. Să pompeze apă timp de îndelungat, cu așa un nivel scăzut a râului Nistru. Din cauza asta iese din funcție pompele și motoarele electrice. Vă spun reparația, un exemplu, reparația unui motor electric costă 40-50 de mii de lei. Și la moment, din cauza experimentelor făcute de partea ucraineană anterior vreo și barajelor existente și rezervoarele de apă care sunt pe Nistru în Ucraina, noi de acum avem probleme. Că din cauza perturbării regimului termic a apelor râului Nistru, la noi dispar multe specii, practic au dispărut.
mult specii de pește. Șalău, de exemplu, sudocul, erau cândva niște cărași aici de o frumusață. Acum pescarii Sejelului practic nu au ce prinde. Aceeași problemă și cu racii și mai multe chestiuni, mai mult componente a faunei râului Lisu. Legătură că noi nu putem la timp și calitativ să livrăm apă pe câmpuri, se perturbează graficele de irigare pe sectoarele care deservește asociația noastră și duce, bineînțeles, la micșorarea roadei și pierderi enorme pentru utilizatori, membrii asociației. Plus faptul că pompele tot timpul trebuie să lucreze cu supraîncărcătură, cu nivel de apă scăzut, ele consumă energie electrică cu 30-40% mai mult decât ar trebui cu, la nivelul nominal, optimal, să spunem așa. Toate aceste factori împreună duc la ceea că nu sute de mii, dar milioane de lei le pierd oamenii noștri din cauza nivelului scăzut, din cauza cauzat de debitul micșorat a râului Nistru.